Cel l-am uitat, nu mai știu nimic, pentru că mă simt atât de bine în locul dumneavoastră, mă simt atât de bine cu modul în care dumneavoastră ne-ați primit aici pe mine și nu numai pe mine și pe colegii mei. Vreau să-i spun doamnei Lupu un singur lucru. Doamna Lupu, să știți că postul nu înseamnă supărare, postul înseamnă bucurie, înseamnă veselie. Dacă dumneavoastră așa înțelegeți să vă bucurați, puteți să și dansați în post, că nimeni nu se supără, să știți. Asta vă spun un absolvent de teologie, a internat Facultatea de Teologie în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Și să știți că postul nu înseamnă supărare, e bucurie. Și o să fie încurunat nașterii Domnului, da? Mulțumim! Ei, și doamne, mai devreme că dascării să des câte o sămânță acolo, da, sămânța cunoaștere. Însă domnul profesor este un profesor și un dascăr mai special. Pentru că el nu s-a limitat în a sădi în sufletele noastre doar sămânța cunoașterii. El a știut să ne învețe ce înseamnă și omenia, a știut să ne învețe și ce înseamnă sau să continue ceea ce părinții noștri ne-au învățat, să avem parte de o creștere aleasă. El a știut să cultive acest lucru, a știut să ne dea o vorbă bună și să ne spună o vorbă bună când am avut nevoie de ea. Și pentru asta atât eu cât și colegii mei îi mulțumim. Și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc domnului Vitalie și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, dragi ascultători, că și pentru faptul că dumneavoastră a ascultat acest post de radio, melodia mea, iată, l-a făcut pe domnul Vitalie acest lucru, l-a făcut să mă cheme aici alături de dumneavoastră și să mă bucur alături de dumneavoastră, pentru că sunt prima oară aici la Cernăuți și îmi place și sper să mai vin și la anul. Deci acum îți face, știu eu, mai bine ați va cântă, leacă. Thank you.
dacă inima... Dreagostea un preț nu poate.